Ziua și agresiunea în familie este constatarea înregistrată în actele oficiale. Polițiștii gorjeni au fost alertați de 9 ori într-o singură săptămână cu privire la săvârșirea unor violențe în familie. Oamenii legii au fost chemați fie de victime, fie de rude sau vecini. În jumătate din cazuri, polițiștii au emis ordine de protecție, iar doi dintre cei acuzați de violență domestică s-au ales cu dosare penale deoarece au încălcat restricțiile impuse de oamenii legii. În ultima săptămână, polițiștii gorjeni au intervenit în 9 cazuri de violență domestică, ocazie cu care au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare. Totodată, în 4 dintre cazuri au fost emise și ordine de protecție provizorii față de agresori pentru 5 zile. De asemenea, au fost și 2 situații în care agresorii nu au respectat măsurile impuse în ordinul de protecție, motiv pentru care polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a măsurilor impuse în ordinul de protecție. Persoanele acuzate de violență domestică sunt arestate dacă nu respectă măsurile impuse prin ordinele de protecție stabilite de poliție.